În aceste momente trebuie să retrăim și să ne reamintim ultimele zile din viața Mântuitorului. Bună seara, doamnelor și domnilor! E timpul să vorbim despre săptămâna patimilor, pentru că suntem în Joia Mare, în săptămâna patimilor, și despre această săptămână cu mare încărcătură, cea mai importantă din calendarul ortodox, discutăm cu părintele Bogdan Mihăescu de la parohia Sfinții Martiri Brâncoveni. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în platoul emisiunii. Mărturisesc și eu telespectatorilor noștri că atmosfera este alta în platou. Este Joia Mare. Până ajungem la Joia Mare, la însemnătatea acestei zile, aș vrea să ne spuneți ce înseamnă această săptămână pentru creștini. Această săptămână este o săptămână plină de încărcătură duhovnicească. Este o săptămână care vine după un post de 40 de zile, postul Paștelui. E o săptămână care ne amintește despre ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos a făcut pentru noi. Așa cum Sfântul Apostol Pavel spunea, Hristos s-a deșertat de sine ca să ia chip de om, să ia trup de om și să ridice firea noastră umană, firea noastră omenească, acolo sus la Dumnezeu. Știm că prin păcatul lui Adam și al Evei, omul s-a depărtat de asemănarea lui Dumnezeu. Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și după asemănarea sa. Însă, în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat după chipul său, urmând ca către asemănare să tindă ulterior. N-a mai ajuns acolo pentru că a căzut în păcat. Însă Dumnezeu, izgonindu-l pe Adam și pe Eva din rai, le-a promis că îl va trimite pe Mântuitorul. Și, tot cum spune Sfânta Scriptură, la plinirea vremii, Hristos a venit în lume, s-a întrupat. Și în săptămâna aceasta retrăim acele ultime momente din viața Mântuitorului, când a îndurat chinuri, a îndurat patimi nenumărate, care au culminat cu răstignirea pe cruce, cu moartea sa, toate acestea pentru a ne mântui pe noi, pentru a ne face pe noi să înțelegem că prin jertfa lui, el fiind singurul fără de păcat, noi toți ne putem mântui. Asta este însemnătatea acestei săptămâni. O săptămână care începe încă din Duminica Florilor de seara, duminică seara, când pornim cu deniile. În fiecare seară, în această săptămână, avem denii. Denia este o slujbă specială, care se săvârșește numai în săptămâna patimilor, o slujbă a utrenii, o slujbă de dimineață, dar pe care o facem seara, tocmai pentru că programul liturgic începe de seară. Și noi de seară ne pregătim pentru ziua următoare. Este o săptămână în care ne aducem aminte, pas cu pas, de ceea ce Mântuitorul a îndurat pentru noi. Denile, începând de duminică seara, sunt din ce în ce mai pline de încărcătură duhovnicească. Ele, începând de astăzi, de joi, din Joia Mare, ne aduc cu și mai multă, și mai aproape de momentul în care Hristos a fost răstignit, de momentul în care Hristos s-a pătimit și ne-a dat nou un exemplu. De ce e importantă săptămâna aceasta? În primul rând, așa cum mi-aduc aminte că ne spuneau bunicii noștri, ce acum trebuie să fim mai buni. Vă întrerup, părinte, da. Se spune într-adevăr că acum, spuneau bunicii noștri și s-a perpetuat. Sigur că da. Acum trebuie să fim mai buni. De ce acum? De ce să fim mai buni acum?
Vedeți dumneavoastră, suntem buni sau nu? A fi bun sau a fi rău? E o întrebare. Ce înseamnă bun, ce înseamnă rău? Practic, Dumnezeu este bunătate absolută. Și răul nu este nimic altceva decât îndepărtarea de Dumnezeu. Înțelegeți? Deci noi ne îndepărtăm de Dumnezeu și în momentul respectiv apare răul. Sub ce forme? Pentru că se uită diverse, și copiii la noi și încercăm să-i... forme. Acum depinde de la om la om. Depinde de la persoană la persoană. Pentru că pentru cineva care este mai sus pe o scară duhovnicească, sufletește vorbesc, simplu fapt că a gândit ceva înseamnă rău pentru el, înseamnă că a făcut ceva rău. Mântuitorul spune că a săvârșit adulter, a săvârșit un păcat mai mare, nu înseamnă numai că trebuie să te duci să faci păcatul respectiv, ci doar dacă te gândești în mintea ta și ai săvârșit păcatul. Dar ați spus de acest rău, s-au făcut mari discuții, ample, dezbateri, este o mică paranteză în cadrul subiectului pe care îl dezbatem acum, copilașii și educația religioasă în școli. Ați spus de acel rău, în momentul în care un copil a săvârșit o faptă rea. Acum știți cum, din punctul meu de vedere, copiii nu au discernământ, în consecință n-ar trebui judecați. Păi, acum vă întrerup eu pe dumneavoastră. Mă rog. Copiii până la 7 ani vin și se împărtășesc fără a fi spovediți. Tot din bătrân se spune că copilașii până la 7 ani sunt considerați a fi îngerași. Ei sunt fără de păcat. Abia de la vârsta de 7 ani, copiii trebuie să vină să se spovedească. Iată, spovedania, această taină a Sfintei Biserici, intră în viața omului de la vârsta de 7 ani. Moment în care și copiii trebuie să vină să se spovedească. Și continuând paranteza noastră, exemplele din manualele de religie în care se spune că spun prin enunț, prin definiție, cu titlul de definiție, dacă ai săvârșit nu știu ce faptă rea, te lovește o mașină. Asta ca o paranteză. Ca o paranteză. Pentru că știu că aveți o fetiță. Da. Vedeți dumneavoastră, consecința unui păcat poate fi imediată sau se poate întâmpla ceva pe viitor. De multe ori se spune că dacă faci ceva rău, vei păți ceva rău. Acest vei păți, de multe ori copiilor li se spune pentru a-i face, văzând ceva grav, făcându-i să înțeleagă că se poate întâmpla ceva grav, îi încerci să-i faci să se numească preventiv. Însă, aici este marea problemă, însă trebuie să fii cu foarte mare băgare de seamă cum pui problema, mai ales când vorbești despre copii, despre tineri. Pentru că de multe ori, spunând așa cum spuneți dumneavoastră, dacă faci cu tare lucru, te lovește mașina, copilul respectiv se poate speria atât de rău încât nu mai se păstradă, de frică să nu lovească o mașină. Ei, se pot întâmpla multe. O chestie de genul acesta poate avea un impact psihologic foarte mare. Și asta copiilor. Au spus-o psihologii, dar nu este rolul emisiunii noastre să judecăm ceea ce scrie în manualele important de religie, este, pentru că... Important este, cum am spus mai devreme, cum punem problema, cum le explicăm copiilor. Iată. Pentru că chiar și ceva grav îl poți explica unui copil sau și unui om, să îl expui într-o asemenea manieră, de o asemenea manieră încât să nu îi se pare atât de grav. Bună oară! Dau un alt exemplu și fac o altă paranteză. Sper să închidem parantezele astea și să ajungem înapoi la subiectul nostru. Vorbim despre copii, mi se pare cel mai important. În momentul în care trebuie să-i dai cuiva o veste, cineva bolnav, dau un exemplu, care trebuie să-i spui că are o boală mai grea. Dacă îi expui frumos, omul respectiv
poate să înțeleagă că nu e atât de grav pe cât pare la prima vedere și în felul ăsta nu este ca o lovitură pentru el și are nădejde și speră că luptând se va face bine. Vorbiți despre duhul blândeții acum. Da. Și... de multe ori cu duhul blândeții faci foarte multe. Da, așa de este. Fapt, cam așa ar trebui. Așa este și fiindcă ați adus vorba despre ce poți face cu duhul blândeții, este imposibil să nu fi văzut și dumneavoastră și ca toți telespectatorii noștri ceea ce se întâmplă în învățământ, ce se întâmplă în țară cu câțiva dascăli care n-au nicio legătură cu duhul blândeții. Asta fiindcă am adus în discuție copiii care trebuie să se apropiem de Dumnezeu, însă este foarte important cum facem asta, pentru că nu trebuie să se teamă de Dumnezeu, ci să-L iubească. Asta este, trebuie să-L perceapă pe Dumnezeu ca pe iubire. Dumnezeu este iubire, înainte de orice. Da. Și trebuie să-L vadă pe Dumnezeu ca pe prietenul lor, ca pe părintele lor. Pentru că și părintele, îți iubești mama și tata și tatăl tău. Chiar dacă în anumite momente mama și tata te ceartă pentru că ai greșit ceva, copilul trebuie să înțeleagă că dar și mama și tatăl greșesc. Da, și mama și tata greșesc. Este foarte adevărat. Și la rândul lor, mama și tata trebuie să își dea seama când greșește și se întâmplă de multe ori ca al lor copil să vină să-i spună: mamă, tată, ai greșit aici. Important este că atunci părintele să-și dea seama de greșeala lui și să nu-i fie rușine să mărturisească. Da, am greșit. Sigur. Am greșit. Pentru că știți ce se întâmplă? În momentul respectiv îi dă copilului o siguranță, nesemnând că îl face pe copil să se suie în cap părintele. Nu, îl creditează. Exact. Îl face pe copil să aibă încredere în el. Îl face pe copil să înțeleagă, îi dă un exemplu. Dacă eu, ca mamă și ca tată, recunosc că am greșit și îmi îndrept greșeala, și eu, ca și copil, trebuie să fac același lucru. E puterea exemplului, care de multe ori, să știți că are un impact foarte mare asupra copiilor. Întorcându-ne la săptămâna patimilor, așa cum spuneam, este o săptămână în care trebuie să ne pregătim. Să ne pregătim sufletește, să ne pregătim duhovnicește pentru slăvitul praznic al Învierii. Toată săptămâna aceasta ne arată, așa cum spuneam, ultimii pași pe care Mântuitorul i-a făcut până la răstignire, până la moartea Sa pe cruce, la punerea în mormânt, și toate acestea au culminat cu învierea, cea de-a treia zi. Da. În fiecare zi din această săptămână se săvârșesc aceste denii, care, începând din această seară, sunt mai mari, mai lungi. De ce? Astăzi, în seara aceasta, este denia celor 12 evanghelii. Cele 12 evanghelii care se citesc și ne amintesc din momentul în care Hristos, de la cina cea de taină, momentul în care a săvârșit împreună cu ucenicii Săi taina Sfintei Împărtășanii, i-a învățat pe ucenici cum să facă jertfa cea nesângeroasă prin binecuvântarea pâinii și a vinului, care se transformă în trupul și sângele Mântuitorului, în felul acesta dându-ne nouă posibilitatea de a ne împărtăși cu El, cu Hristos, până în zilele noastre și cât va dăinui această lume. Această seară, această denie din seara aceasta, ne scoate în evidență, încă din momentul în care Hristos a plecat de la cina cea de taină către grădina Ghețimanii, rugăciunea pe care Hristos a înălțat-o către Dumnezeu, unde se vede în această rugăciune, când spune că El cu lacrimi de sânge s-a rugat, când practic toată firea Sa umană fremăta știind ceea ce urmează.
Și spune Hristos, da, este cu putință paharul acesta să-l îndepărtez de la mine, dar nu după voia mea, ci după voia ta, Doamne. Știa că trebuie să-și ducă crucea până la capăt. Și ne dăm exemplu nouă, tuturor, ca să ne ducem crucea pe care o avem până la capăt. Crucea pe care o avem însemnând necazurile fiecăruia, nu? Nu numai necazurile. Ceea ce viața ne așa cum este să trăim. Exact. Viața noastră. Fiecare dintre noi avem viața noastră, avem modul nostru de a o trăi. Unora le este dat să treacă prin încercări grele, altora prin încercări mai ușoare. Însă, dacă unuia îi dai încercările celuilalt, se poate să nu le... mai mult ca sigur nu le va putea duce. Pentru că fiecare dintre noi... Dumnezeu știe cât putem duce fiecare. Exact. Dumnezeu știe cât putem duce și Dumnezeu ne ajută întotdeauna să ieșim biruitori. Dacă nu ar fi aceste... Necondiționat sau trebuie să ne rugăm? Trebuie să ne rugăm. Avem libertate. Avem libertate. Liberul arbitru. Dumnezeu nu ne obligă să facem nimic. Dar ne ajută. Spune o cântare bisericească, a bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni. La care ușă? E vorba de ușa sufletului. Ușa sufletului nostru, la care Hristos bate. E o ușă care are clanță decât pe interior. Și este o ușă care, dacă nu o deschidem lui Hristos, Hristos rămâne și plânge la ușa aceasta, la ușa sufletului nostru. De noi depinde dacă deschidem și lăsăm să intre în sufletul nostru sau dacă lăsăm să plângă cu amar. Da. E greu ceea ce spuneți, adică cu o încărcătură foarte mare și trebuie să conștientizăm cu toții, mai ales în momentele acestea și, așa cum am spus și în lansarea emisiunii, să retrăim și să ne reamintim patimile lui Hristos din săptămâna aceasta. Dacă ne întoarcem la lucrurile mai lumești, vă întreb, sunt giurgiuvenii credincioși? Vă pot răspunde cu cea mai mare sinceritate că da. Sunt credincioși. Mi-a fost dat să văd, să cunosc giurgiuveni credincioși. Și faptul că bisericile sunt pline, nu numai în săptămâna aceasta, nu numai în perioada aceasta, ci săptămânal, duminică de duminică, la orice sărbătoare, faptul că bisericile sunt pline, asta arată că giurgiuvenii sunt credincioși. Asta arată că giurgiuvenii sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu și îl găsesc. Dumneavoastră slujiți la parohia Sfinții Martiri Brâncoveni, o bisericuță plină. Eu am fost acolo și mărturisesc că, da, m-am simțit bine. Acum... V-ați simțit ca acasă. Multă lume spune lucrul ăsta. Am venit și mi-am simțit ca acasă. E o atmosferă caldă, prietenoasă. Așa este. Și văd truda de acolo, pentru că sigur nu v-a fost ușor. Nu ne-a fost ușor deloc. Să ridicați bisericuța. Este, într-adevăr, cum am spus, este o bisericuță nouă. Suntem copii. Tânără. Dar cu colegii am reușit să facem ceva frumos aici. Am pornit dintr-un garaj, l-am extins, oamenii ne-au fost alături. Spuneați, apropo de giurgiuveni, dacă sunt credincioși, oare cum îi putem numi pe acești giurgiuveni care îndurau frigul, vântul, ploaia și stăteau afară, pentru că nu era spațiu înăuntru, era bisericuța plină, fiind mică. Abia intrau 100 și avea 200 de persoane și stăteau afară și ascultau slujbele.
De cât timp așa să... În 2008, în august, pe 16 august 2008, s-a pus piatra de temelie. Să ne reamintim, la... în 2008. În 2008, da, preasfinția sa, preasfințitul Ambrozie, a pus piatra de temelie aici, la această bisericuță și ulterior noi am, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și cu sprijinul preasfinției sale... Câte nevoie aveau... giurgiuvenii, enoriașii din zonă de acea bisericuță, pentru că nu... Foarte mare nevoie, pentru că este un cartier mare și distanța până la cea mai apropiată biserică era destul de mare. Iar acum o bisericuță practic se îndreptau inima. Către mai multe biserici, fiindcă e cel mai mare cartier din Iar acum, oraș. Având o biserică practic în inima cartierului, mai mare bucurie ca aceasta ce poate fi. Ați spus că sunt giurgiuvenii buni, creștini, și dacă ar fi să judecăm după noul regulament care prevede, a prevăzut până la un moment dat, pentru că s-au încheiat aceste centralizări de date, ca părinții să vină în școli cu declarație pe proprie răspundere dacă sunt de acord sau nu să-și lase copilul la ora de religie. Da. Da, bine, mie mi s-a părut, acum dacă mă întrebați, o scărpinătură peste cap, așa, pentru că puteau să vină doar cei care nu erau de acord. S-a mers pe o idee că, vedeți, comoditatea, mai mult pe comoditate, pentru că mulți s-au gândit, probabil că mulți din comoditate nu vor depune acea cerere, însă le mulțumesc pe această cale tuturor părinților care au înțeles cât de importantă este ora de religie, acea oră, o oră pe săptămână în școală, pentru că din experiența de profesor de data aceasta vă spun că veneau părinții la școală și spuneau ce bine că faceți ora de religie, pentru că prin intermediul copiilor învățăm și noi. Da, este... Și faptul că Giurgiu a adunat un procent de peste 94% de elevi care au optat, de părinți care au optat ca ai lor copii să efectueze, să participe la ora de religie, situându-ne pe un loc fruntaș în țară, în primele 10 oricum, lucrul acesta nu ne face decât să înțelegem ceea ce m-ați întrebat mai devreme, că Giurgiu este un oraș cu oameni credincioși. Da, și așa cum ați spus dumneavoastră, copii, părinții învață prin copii religia. Da, am învățat în copilărie să ne rugăm, să ne închinăm, să mergem la biserică, dar să știți că este o realitate. Nu ne-am însușit cunoștințele. N-am aprofundat. Și atunci fetița mea de 10 ani vine și îmi povestește de la ora de religie și sunt încântată să aflu lucruri prin percepția ei de copil, cu inocența ei de copil, exact. Și m-a frapat apropierea ei, vă spun, este un exemplu concret, de Sfânta Paraschevă, și mi-a povestit cu lacrimi în ochi, mărturisesc că nu știam, și a spus: mami, tu știi ce i s-a întâmplat, tu știi cine este această sfântă. Da, mie mi s-a întâmplat și altceva. Și da, m-a emoționat foarte mult. Mie mi s-a întâmplat altceva, un lucru care la fel m-a emoționat foarte mult. Iată, și un preot încă, se poate emoționa. Da, încă fața... nu eram preot pe vremea aceea, eram încă student la facultate și la biserică, la un moment dat, cântăresc la strană fiind în momentul respectiv, la biserică am observat, vă dați seama, n-aveai cum să nu observ o fetiță micuță venind cu bunica de mână și o punea pe bunica să stea în fața iconostasului și ea i-arăta lui bunica și ea se închina pe la toate icoanele. Azi așa, mâine așa, până într-o bună zi când am felicitat-o pe bunică. Și i-am spus, zic, bravo, zic, vă felicit că vă aduceți nepotica la biserică și îi arătați, și așa am gândit, că bunica a învățat-o și că nepotica... Dar de fapt era invers. De fapt era inversul, doamnă. Ce se întâmplase? Fetița era clasa întâi. La școală avea un profesor de religie
care atât de frumos le explicase și învățase, încât nepoțica a venit acasă, a luat-o pe bunică de mână care nu prea venea la biserică și a spus: neapărat mergi cu mine la biserică. Eu vreau să merg la biserică. Și venea duminică de duminică la biserică. Mai mult decât atât, în vreun an de zile, vă spun sincer, au venit cu toții, toată familia, și cu mama, și cu tata, și bunica, i-a adus pe toți la biserică. Oare ce poate fi mai frumos decât să vezi puritatea copilului? Și iată, ce poate să facă? Eu, mai pragmatic, vin și spun cinste. Cinste. Cinste dascălului. Dascăl. Cinstea acelui dascăl pe care l-am cunoscut ulterior și care era student ca și mine la facultate. Iată. Din păcate sunt și excepții, dar nu discutăm despre acest lucru tocmai în această seară. Le-ați mulțumit părinților care și-au trimis copiii către ora de religie. Ce le spuneți celor care nu sunt convinși că micuțul său ar trebui să meargă către ora de religie? Timpul îi va rezolva și cu siguranță își vor da seama de greșeala pe care au făcut-o. Nu putem forța pe nimeni. Așa cum am spus mai devreme, omul are libertate de la Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne dă această libertate, noi, ca și preoți sau ca și dască, profesori de religie, nu putem obliga pe nimeni. Cine vrea să vină și înțelege însemnătatea acestei ore, însemnătatea faptului că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, cu siguranță exemplul lor le va arăta și celorlalți. Noi ne nădăjduim că toți vor veni într-o bună zi și se vor întoarce cu fața către Dumnezeu. Întorcându-ne la parohia la care slujiți, Sfinții Martiri Brâncoveni, aș vrea să discut tot despre copilași, sunt slăbiciunea mea și slăbiciunea cui nu sunt copilașii noștri. Acum este săptămâna altfel. Săptămâna altfel, se apropie de sfârșit. Vă vizitează copiii? Zilnic. Nu numai în săptămâna aceasta. Deci, lăsând la o parte, este săptămână altfel, o săptămână o săptămână benefică, am putea spune, având în vedere că în această săptămână, împreună cu dascălilor și implicit cu profesorii de religie, copiii vin la biserică. Vin și participă la slujbe, vin și se spovedesc, vin și se împărtășesc. Am împărtășit săptămâna aceasta cred că 300-400 de copii, pe puțin, din școlile din jur, școala numărul 5, școala numărul 10, care sunt în preașcoala numărul 6, care sunt în preajma bisericuței noastre. Și nu numai atât, devin și de la alte școli. Da, avem și noi un material în arhivă, așa, apropo de clădirea bisericuței, vom vedea în material, este un material din Arhiva TV Giurgiu, cu ce pot face micuții pentru, din dragoste de biserică, de cei apropiați și cum sunt în marea lor majoritate, tocmai ce am vorbit, să vedem de ce sunt capabili copilașii noștri dacă avem materialul. Timp de circa două săptămâni, elevii școlii generale numărul 7 din municipiu au lăsat deoparte alte activități și s-au ocupat în timpul lor liber de încondeiera ouălor. Îndrumați de doamnele învățătoare, dar și de părinți, cei mici au realizat motive decorative pe ouă folosindu-se de acuarele și plastilină. Întregul ciclu primar a participat, peste 200 de elevi. Toți am lucrat la orele noastre de abilități practice aceste produse și iată că au avut audiență. Astăzi, micii artiști și-au expus lucrările spre vânzare, iar cumpărătorii au fost în principal părinții lor și cadrele didactice. Este o acțiune foarte frumoasă, este benefică și utilă pentru ei, pentru că le dezvoltă imaginația, îi ajută să înțeleagă tradiția și obiceiurile românești de Paște. Ați cumpărat ouă de la ei? Sigur că da.
Acțiunea s-a derulat la inițiativa școlarilor care au dorit să contribuie cu cel a stat în putință la terminarea lucrărilor de construcție a Bisericii Sfinții Martiri Brâncoveni, astfel că elevii vor dona întreaga sumă care se va strânge în urma vânzării ouălor lăcașului de cult. Cu toții s-au mobilizat, au făcut aceste ouă frumos încondeiate, așa cum s-au priceput ei și astăzi vor să le vândă. Am observat până aici că deja au vândut din ele foarte multe, iar lucru care m-a surprins și mai mult a fost faptul că vor ca acești bănuți să-i doneze bisericii noastre ca să contribuie și ei cu ceva la construirea bisericii. Am spus că așa ceva nu se poate. Dacă niște copii au putut să facă un gest atât de frumos, noi ceilalți ce facem? De ce ați făcut voi ouăle? Ca să le vindem și să donăm banii bisericii. Și ați vândut multe până acum? Nu chiar. Tu câte ai făcut? Două. Și le-ai vândut pe ale tale? Unu. Păi ca să vă ajutăm o biserică. Și aveți vânzare? Da. Câte ați vândut până acum? Păi cred că peste 30. Bănuți ați strâns? Da. 2 milioane. Pe care l-ai făcut? Păi am vândut 2 milioane. Am vândut. Expoziția cu vânzare a fost un succes, după cum afirmau doamnele învățătoare, după doar o jumătate de oră de la deschidere. Pe de altă parte, elevii au dat dovadă de creativitate și în același timp de spirit caritabil. Da, impresionant. Avem ce învăța de la copiii noștri. Da, mi-a făcut o surpriză foarte mare. Într-adevăr, așa cum acești îngerași cărora le-am fost elev, le-am fost profesor, sunt emoționat acum pentru că am fi și elevi. Da. Mă gândeam la altceva. Putem să fim elevi în sensul că avem multe de învățat de la acești copilași. Făcând o scurtă paranteză, ce s-a întâmplat acum 2 ani, se întâmpla lucrul acesta. Au venit în săptămână altfel, luni, în prima zi a săptămânii, la biserică și s-au spovedit, s-au împărtășit. De la școala numărul 7 din centru au venit la noi pe tineretului. Și văzând bisericuța noastră, mi-au povestit ulterior doamnele învățătoare, că au spus ce putem face și noi să-i ajutăm pe părinții de acolo să ridice biserica. Și au făcut aceste ușoare și le-au vândut părinților și nu numai, că au venit și oameni de pe stradă, vă spun că a fost o acțiune foarte frumoasă și toți bănuții au donat bisericii. Vă spun că a fost, și nu e vorba de o sumă mică, e vorba de o sumă foarte, foarte frumoasă și e un exemplu pe care ni l-au dat, un exemplu de se poate. Dacă ei, așa cum ați văzut că am spus și în reportaj, dacă ei au făcut așa ceva, oare noi nu putem să facem? Oare noi nu putem să fim mai buni, cum spuneam mai devreme? Ce înseamnă a fi bun? A fi bun nu înseamnă să fii bun numai acum, numai în această săptămână. În această săptămână ar trebui noi să ne gândim mai mult la ceea ce facem și la ceea ce avem de făcut. Însă, nu numai acum. Și tot timpul. Iată, e întrebarea de la începutul emisiunii. Nu numai acum, nu numai în această săptămână. Cu precădere acum, având în vedere că trebuie să ne pregătim pentru Paște așa cum se cuvine, să ne spovedim, să ne împărtășim. Dar nu numai acum. A fi bun nu înseamnă să fii bun doar acum, doar o săptămână. Și în restul timpului ce facem? În restul timpului cum suntem? Suntem buni. Asta trebuie să... Tradus înseamnă, și o spun eu, nu dumneavoastră, ipocrizie. Adică îl mâniem pe Dumnezeu tot anul și în post... Da. Nu dacă mâniem, mă întrebați pe mine. Nu, să nu judecăm. Nu judecăm. Nu. Știți cum? Dumnezeu ne primește și în al 11-lea ceas. Important este să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Și din suflet. Chiar, chiar și în al 11-lea ceas. Pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Să se întoarcă și să fie alături de El. Pentru toți s-a jertfit Hristos. Nu numai pentru unul, nu numai pentru cei buni, ci pentru toți. Părintele Arsenie Boca spunea așa, să punem bunătate acolo unde este răutate. Punând astăzi o picătură, mâine o picătură, putem înnăbuși răutatea. Cu
Cu siguranță. Cu bunătate? Da, cu siguranță. Cu bunătate și cu răbdare multă. Dacă vorbim tot despre săptămâna patimilor, este vorba... Aș vrea să ne spuneți câte ceva despre post. Despre post pe care puțini reușesc să-l țină. Despre post. Ce înseamnă postul? Postul. Postul este o abținere. Mulți îl privesc decât ca pe o abținere de la mâncare. Este primul pas pe care trebuie să-l facem. Abținerea de la poate cel mai puțin lucru, nu? Da, putem deși spune... Deși omului îi se pare, din potrivă, cel mai greu lucru, abținerea de la mâncare. Practic, postul este o înfrânare. Prin post, noi încercăm să ne... Să ne aducem trupul și sufletul aproape de Dumnezeu. Ne înfrânăm de la post, ne înfrânăm de la mâncărurile de dulce, de la mâncărurile care ne îmbuibă cu ghilimelele de rigoare, dar trebuie să ne înfrânăm și de la fapte rele, să ne înfrânăm de la, exact cum spunea, să ne înfrânăm de la tot ceea ce este contrar voii lui Dumnezeu și să ne apropiem de Dumnezeu. Practic, asta înseamnă postul. Și de aceea, postul trebuie ținut nu numai la bătrânețe, cum spun, zice, ai lasă că țin post la bătrânețe, țin post când o să fiu bătrân. Și vin eu și întreb. Și întreb nu că vreau să întreb, ci întreb pentru că mi se întâmplă foarte des. Da. Oare la vremea bătrâneții mai poți să ții post? Pentru că vin anii bătrâneți, vin anii aceștia care trec peste noi și vine neputința trupească. Și atunci... Vă întreb, mai putem oare să ținem post la bătrânețe? Păi, vă întreb acum, acest post trebuie ținut cu orice sacrificiu? Că ați spus de neputința trupească. Aici greșesc foarte mult oamenii pentru că nu merg, nu-și caută un duhovnic cu care să stea de vorbă. Aici este o problemă foarte delicată a duhovniciei. Preotului la care să mergi să te spovedești. Nu-l caută și nu se duc să stea de vorbă. Pentru că stând de vorbă, preotul cunoscând persoana respectivă, cunoscându-i sufletul, cunoscând ce a făcut în viață, ce păcate a avut, ce păcate a săvârșit, cum s-a îndreptat sau dacă s-a îndreptat de păcatele făcute și se ajunge până acolo încât se cercetează putința sau neputința omului să țină sau să nu țină post. Pentru că un om grav bolnav care trebuie să ia un pumn de medicamente sau care are nevoie de calciu, de lactate, nu poți opri de la acestea. Și atunci, preotul, în colaborare cu cel care se spovedește la el, stabilește exact ce are nevoie respectivul. Dacă, așa ca o observație, dacă am merge către duhovnic. Așa cum ați spus, mulți greșesc și nu-și aleg, nu interacționează, nu au o relație cu un duhovnic. S-a înmulțit numărul psihologilor. Fiecare este cu treaba lui, să spunem așa. Dar este cu treaba lui. Pentru că și psihologul are rolul lui. Poate n-ar mai fi nevoie dacă și psihologul are rolul lui, însă preotul ar trebui să fie mai mult decât un psiholog. Pentru că pe lângă sfaturile pe care le dă preotul, el lucrează într-adevăr foarte mult cu sufletul omului. Și ca o încununare a întregului act al spovedaniei, vine Sfânta Împărtășanie. Vine Hristos, care desăvârșește. De multe ori preotul nu face decât să-l asculte pe cel care vine și se spovedește și Hristos vine și face restul. Da, este... nu e ușor. Nu este ușor. Și am o admirație pentru persoanele care reușesc să facă asta. De când trebuie să insuflăm copiilor noștri? De mici. De mici. Acest lucru.
Noi la biserică am încercat să facem următorul lucru. I-am sfătuit pe părinți să vină cu copilașii să împărtășească cât mai des posibil. Și în felul acesta copiii vin și se obișnuiesc cu biserica, se obișnuiesc cu Sfânta Împărtășanie, se obișnuiesc cu slujbele. Spuneți-ne câte ceva despre Sfânta Împărtășanie. Micuții poate nu știu ce înseamnă. Da, micuții știu că mă duc și îmi dă părintele un pic de vinișor cu lingurița. E. Atât știu. Ce este Sfânta Împărtășanie? Este trupul și sângele lui Hristos. Este cel mai mare medicament pe care, și cel mai bun pe care îl putem primi. Ne vindecă și sufletul și trupul. Primindu-l pe Hristos așa cum se cuvine, primim vindecarea a tuturor. Dacă nu ne împărtășim, nu ne putem mântui. Pentru că nu-l avem pe Hristos. Cel care s-a jertfit, iată, mâine îi vom cânta prohodul, vom prohodi pe Hristos. Cel care a făcut atâta pentru noi. Și noi trebuie la rândul nostru să facem puținul acela, să deschidem ușa, că știe Hristos și are de grijă cu noi. Noi suntem neputincioși. Spuneam un Sfânt Părinte că noi e de ajuns decât să întindem mâna către Hristos și El ne ajută, ne ridică. Copiii de mici, primindu-L pe Hristos, primesc ajutorul lui Dumnezeu. Și nu de puține ori mi-a fost dat să văd efectiv ajutorul pe care Hristos, prin Sfânta Împărtășanie, l-a acordat copiilor. Copii bolnavi, copii cu probleme, care venind și împărtășindu-se, prin rugăciuni, prin rugăciunile părinților, au devenit sănătoși. Și i-a ajutat. Și știți ce este cel mai frumos? Acești copilași au crescut. Suntem o biserică tânără, așa cum spuneați mai devreme. Și am crescut împreună cu ei. Copilași pe care i-am botezat în bisericuța noastră, acum au ajuns să se spovedească. Ați spus că de la 7 ani. Da. Deci ajung acum să vină să-și mărturisească puținele lor păcate. Și știți ce este cel mai tulburător? Acești copilași își mărturisesc păcatele cu atâta sinceritate și cu atâta curățenie încât rămâi marcat. De multe ori venim noi cei în vârstă și spunem, știți părinte, n-am făcut păcate. N-am făcut niciun păcat. Și atunci am săvârșit un păcat foarte mare când spune că n-am făcut păcate, pentru că noi și în gând, și noaptea în somn păcătuim. Și cea mai mare bucurie, cel puțin a mea, este în momentul în care vin acești copilași și își mărturisesc păcatele și sunt curați. Îi vezi cât de curat sufletește sunt. Și sunt sentimente pe care de multe ori nu le poți exprima în cuvinte. Îi vezi cum cresc. Îi vezi cum vin acum la slujbă, la biserică, rămân la toată slujba. Și cum vă spuneam mai devreme, cu acea fetiță, acum îi văd cum vin cu părinții lor. Știți ce este cel mai frumos? Vin copiii la spovedit, cu mama, cu tata, cu bunicul, cu bunica, îi aduc la biserică. Și de multe ori, de rușinea lor, vin și ei și se spovedește și spun, părinte, eu nu m-am spovedit niciodată până acum. Și înțeleg atunci adevărata semnificație a Sfintei Spovedanii. Simt pe propria lor piele ce înseamnă să te spovedești și mărturisesc că au greșit, că nu s-au spovedit până acum. Pentru cei care nu s-au spovedit, pentru cei ce nu s-au spovedit, le-aș spune următorul lucru. Să nu mai stea pe gânduri. Să caute un preot pe care să-l găsească ca și duhovnic și să meargă să se spovedească, să-și curățească sufletul. Sufletul, la fel ca și trupul, are nevoie de a fi curățit, de a fi vindecat. Dacă pentru trup
că ne doare capul, că ne lovim, că pătim ceva. Dacă pentru lucrurile acestea noi luăm imediat medicamente sau diverse proceduri medicale, facem diverse proceduri medicale ca să ne însănătoșim trupul și sufletul are nevoie de vindecare. Medicamentele pentru suflet sunt spovedania și împărtășania, alături de post, de rugăciune. Dar nu putem să curățim sufletul decât prin spovedanie. Spovedania este cea care curăță, care tămăduiește. Dacă am avea o rană, spre exemplu, la mână, la picior, dau un exemplu, și decât am bandaja rana respectivă, fără să o curățăm, fără să o dezinfectăm, s-ar infecta și ar face o rană mai mare. Așa e și cu sufletul. Acum știți, cei care aleg să meargă la psiholog, fac un soi de spovedanie acolo, însă cred că psihologul este... ajută la rândul lui foarte mult, dar nu îl poate înlocui pe Hristos. Da. Nu îl poate da pe Hristos. Nu e nicio problemă dacă cineva merge și la psiholog. Dar trebuie să-și caute și un duhovnic. Psihologul are treaba lui. Duhovnicul are treaba lui. Mână în mână, psihologul și cu duhovnicul pot face lucruri foarte bune, să știți. Și din experiența mică pe care o am, vă pot spune că au dat roade. Conlucrarea dintre preot și psiholog. Am avut cazul. Ne apropiem de finalul emisiunii. Vreau să ne mai spuneți despre bisericuța dumneavoastră frumoasă, fiindcă nu este terminată. Cât mai aveți acolo? Mai avem. Suntem la cota zero, am putea spune. Am finalizat decât în parte demisolul. Putem să slujim. Am amenajat și slujim la demisol. Sperăm, nădăjduim să ne ridicăm și în sus. Să pornim și poate după Paște vom reuși să continuăm să reluăm lucrările și să ne ridicăm cât mai sus cu putință, cât s-o putea. Da, este un lucru extraordinar pentru cel mai mare cartier din oraș, cartierul Tineretului, chiar avea nevoie de o biserică acolo. Oamenii de acolo, așa cum am spus, se împrăștiau pe la toate bisericile și, știți, fiecare simte nevoia să aparțină. Să aparțină... De un loc. De un loc, da, de o parohie. Păi, ce să vă spun, să vă ajute Dumnezeu să terminați, pentru că nu-i ușor și aveți mare nevoie de sprijin. Au fost și oameni de bine care v-au fost alături, au fost și copilași, iată. Cu toții putem pune mână de la mână și cu ajutorul bunului Dumnezeu se pot face multe. Da, și eu le spun telespectatorilor noștri, este un loc unde chiar merită să ajutăm, trebuie să punem mână de la mână, așa cum a spus Părintele Bogdan. Păi, ce să vă spun, mai avem puțin până duminică, până la slăvitul praznic al Învierii. Al Învierii. Așa, ultimele cuvinte pentru cele mai importante zile din săptămâna patimilor. Da, cele mai importante zile, într-adevăr, acestea sunt ultimele joi și vineri. Vineri în Vinerea Mare, vinerea în care, tot așa din bătrâni, se spune că este bine să ținem post negru, cei care pot, să ne pregătim sufletește și duhovnicește de ceea ce urmează, de faptul că Hristos s-a răstignit pentru noi, de faptul că seara la prohod îl coborâm de pe cruce, îi cântăm prohodirea, slujba de mormântare, de punere în mormânt și așteptăm, așa cum au așteptat și ucenicii, învierea, momentul în care lumina dumnezeiască vine și ne bucură sufletele, ne luminează sufletele, lumina care an de an se coboară din cer pentru noi, pentru mântuirea noastră, pentru ca să înțelegem
că Dumnezeu ne vrea acolo sus lângă El. Da. O încheiere așa cum merită această zi. Vă mulțumesc pentru prezența în platoul emisiunii. Mare plăcere și părinte. Oricând. Da. Cu mare drag. Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu, trăim vremuri grele, dacă mă întrebați pe mine. Vremuri grele au fost întotdeauna. Da. Și înaintașii noștri au trăit vremuri grele. Iată, Sfinții Martiri Brâncoveni, un mic exemplu, decât din o picătură din întregul martiriu, ca să spunem așa, al atâtor creștini. O picătură. Sfinții Martiri Brâncoveni care au fost și sunt un exemplu pentru noi toți. Ce au făcut ei pentru țară, pentru neam și, în primul rând, pentru Hristos și pentru credința noastră. Trebuie să-i avem de exemplu. Ce au făcut Sfinții Martiri Brâncoveni? Spuneți-le telespectatorilor, pentru că nu toți știu. Sfinții Martiri Brâncoveni au... Constantin Brâncovean, împreună cu cei patru fii săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și cu sfetnicul Ianache, au fost martirizați, au fost decapitați, au fost omorâți de către turci pentru că nu au vrut să își lepede credința, nu au vrut să treacă la credința turcească, la mahomedanism și și-au păstrat credința străbună, nu și-au trădat țara, nu și-au trădat neamul și au spus mai bine murim creștini și ne spălăm păcatele noastre prin botezul sângelui. Cu toate că Dumnezeu le-a lăsat liberul arbitru, da. Au ales martiriu decât să, da. Decât să să-și vândă sufletele lor. Da. Mulțumesc, Părinte, Doamnelor și Domnilor, acum mai mult ca niciodată poate trebuie să ne uităm în lăuntrul nostru și să reflectăm și să ne apropiem de Dumnezeu. Emisiunea din această seară se încheie aici. Vă doresc un Paște fericit, cu multă lumină în suflet.